e cunoscut faptul că aproape 80% din bolile cardiovasculare sunt boli de stil de viață care pot fi prevenibile și doar 20% sunt reprezentate de boli congenitale, de boli pentru care avem o anumită predispoziție. Până la o anumită vârstă, până la vârsta de 55 de ani, bărbații sunt mai puternic afectați de bolile cardiovasculare, dar ulterior femeile, după intrarea la menopauză, îi egalează și uneori fac și forme mai severe de boală. Acești factori de risc sunt reprezentați de hipertensiune arterială, de dislipidemie, de fumat, de stilul de viață sedentar, de dieta dezechilibrată, de statusul socioeconomic, de stres. O persoană care în tinerețe are valori mici ale tensiunii poate să dezvolte pe parcursul vieții hipertensiune și, în primul rând, acest lucru se datorează stilului de viață. Mâncatul sărat, și anume mai mult de 5 grame de sare pe zi, sau stilul de viață sedentar, sau supragreutatea, sau stresul, sau lipsa unui somn suficient, intrarea la menopauză, sunt factori care determină apariția hipertensiunii odată cu înaintarea în vârstă sau și chiar la vârste după 40 de ani. Hipertensiunea am putea să avem pentru ea niște repere. Considerăm valori optime tensionale, valorile sistolice de până în 120 și valorile diastolice până în 80. Controlul colesterolului este important pentru că este un factor de risc care determină ateroscleroza, un fenomen important pentru dezvoltarea infarctului de miocard, a bolilor cerebrovasculare și al altor complicații cardiovasculare. Este important să-l monitorizăm anual, atât colesterolul total, cât și HDL, așa numitul colesterol bun, și LDL, colesterolul rău. Ca și valori pe care trebuie să le țintim noi, de exemplu, ca și persoane fără prea mulți factori de risc cardiovascular cu un risc scăzut, este important să-l ținem LDL colesterolul la valori până în 115 mg pe decilitru. Pacienții care ignoră recomandările medicului de a-și trata hipertensiunea, de a-și trata colesterolul, ajung în câțiva ani să dezvolte insuficiență cardiacă, să dezvolte infarct de miocard, accidente vasculare, boli renale, boli arteriale periferice, să dezvolte boli, alte boli cerebrovasculare și mortalitatea acestora este destul de crescută. Practic, în România, 60% din populație moare prin boală cardiovasculară. Asta înseamnă mai mult de 3 ori decât se moare prin cancer. De asta este important să realizăm impactul controlului acestor factori de risc. De exemplu, insuficiența cardiacă, care este practic ultima verigă în lanțul dezechilibrelor generate de stilul de viață, generează aproape 45.000 de noi cazuri în fiecare an, ceea ce înseamnă că un pacient este diagnosticat cu insuficiență cardiacă la fiecare 5 minute. Și care este prognosticul unui astfel de pacient? 7% din pacienți mor în spital, 15% se reinternează la o lună după ce au fost externați cu diagnosticul de insuficiență cardiacă clasa 4, iar 33% din pacienții cu un astfel de diagnostic mor la un an sau se reinternează pentru insuficiență cardiacă.